Șoferii de maxi-taxi din capitală continuă să treacă cu vederea indicatoarele pentru stațiile de microbuze. Chiar dacă acestea au fost instalate de mai bine de o săptămână, șoferii opresc acolo unde s-au obișnuit deja. O parte din ei nici n-au băgat de seamă că există asemenea semne de staționare. Care indicatoare? Eu n-am văzut niciun indicator. Alții susțin că este imposibil să oprească în locurile indicate de primărie. Și asta pentru că acestea sunt permanent ocupate de mașini parcate neregulamentar. Ia uitați câte mașini spuse aici la stație. Ia uitați-vă. Nu sunt mașini nicio problemă. Dacă o parte din locuitorii capitalei nu sunt prea entuziasmați de noile indicatoare, alții nici nu le-au observat. Не было машин, можно было понять, что там остановка, а также неизвестно, что там остановка. Ну, я до дня не знал еще. На каре индикатор. Fiecare dată așteptam aici. Acolo e oprirea interzisă. Oamenii spun că oprirea în intersecție a devenit deja o tradiție, la care se renunță cu greu. Schimbarea trebuie să înceapă de la fiecare dintre noi, sunt de părere unii. Nu, vina noastră că nu ne oprim noi unde trebuie. Curtiera se oprește oricum unde oprim noi. Potrivit șefilor de la Direcția Transport a Capitalei, până pe 14 octombrie vor fi instalate toate cele 200 de indicatoare pentru stațiile de microbuze, iar șoferii de maxi-taxi vor fi obligați să oprească doar în locurile indicate.